În secunda în care am zis, doar bănuiam că teoretic suntem cu civilizația la punctul la care ar trebui să existe o soluție pe care să ne-o permit cu banii din bugetul alocat pentru treaba asta. Bun, episodul nou din podcast, noi practic îl tragem în continuare la celălalt, am dat un stop și am luat-o de la început. În continuare ne plimbăm prin București cu mașina. Îmi plac cel mai mult podcasturile astea în mașină. Adică e și, mi-a și aduc aminte de când ne plimbam noi prin țară cu show-urile, că n-am mai făcut asta de mult. Dar vom merge acum în... Dar vom merge, așa că dacă vreți să vedeți când venim la voi în oraș, nu uitați de mailing list, link-ul da. În descriere. Da, da. Știi ce neapărat trebuie ce? Să vorbim pentru mersul prin țară, ca să nu uit, am uitat să-i spun când am vorbit, când am fost la 99 atunci, de camere separate. Da. Pentru că sfărăim unii din noi. Sfărăim unii din noi. Băi... Cred că amândoi sfărăim, dar pe mine mai mult mă deranjează da, că sfărăi altcineva. Bine, eu nu sfărăi așa, Toma, mai nimerit într-o pasă proastă, da? Eram foarte obosit. Da, bă, nu e de asta. E, dar e... da, nu, așa e, ideal așa e. Ideal așa e. Deci să vorbim de asta, că da. Am avut... Oricum, da. Bine, am avut și mai rău, cu mai mulți în cameră, care a fost da. Mai... Adică doi e super bine. Mm. Ha, uite că mai îmi trimite Book Depository o carte. Da? It's on its way. Și eu am... Ce-mi place când primez mail-urile astea, așa... Da, da, știu că zi notificarea aia cu... Da. Că a plecat. Eu aștept de la Book Depository, aștept comic book-uri. Așa. Mi-am comandat, fără a ști nimica despre ele sau despre cum sunt desenate. Eu de obicei trebuie să mă duc un comic book store. Da, să răsfoiești. Răsfoiești și să-mi placă cum arată. Da. Să-mi placă, că dacă nu-mi place cum arată, poate să fie povestea... E ca la femei. Bă, normal, trebuie să-ți placă, să ai un motiv să... Mm. Adică nu doar că ți-a zis unul că e bună. Da, normal. Și ca la femei. Da, păi nu, de femei vorbeam. Și mi-am comandat, asta e cred că e printre primele dăți când fac asta. Le-am găsit și foarte ieftin. Mi-am luat primele 3 volume. E o serie mai lungă, care iarăși nu-mi place ideea asta de serie. Că mă, e de aia, ale de la Marvel, de exemplu, sau așa, genul ăla de comic books, de Spider-Man, da, sau da, asta. Da. Nu pot să stau, să știu că trebuie să adun fiecare. Da, e un angajament pe termen lung și nu, aia, fix aia se lipsește. Da, deloc. Mie îmi trebuie... Mie, uite, mie mi-a plăcut Deadpool. Ca la femei. Ca la femei, exact. Mi-a plăcut Deadpool. Mi se pare funny. Da. Mi se pare mișto, dar n-am putut, nu pot, nu, mă, nu poți, mă țin de el. Nu știu câte da. Și tot apar și în paralel. Am mai căutat, mai vreau să-mi cumpăr, să văd dacă găsesc astea. Să-mi iau unul așa, să fie asta, tot acolo. De asta tot ce am recomandat, o grămadă din chestii pe care am recomandat până acum. Da, funcționează, sunt de sine stătătoare și funcționează foarte bine. Sau am unul, două volume și sunt încheiate și gata. Și mi-am comandat, asta e prima dată când îmi comand o chestie care face parte dintr-o serie mai lungă. Nici n-am văzut ce e în interior. Este, trebuie să apară un SF ăla, Valerian se cheamă. Sună cunoscut. Da, e foarte SF, așa arată niște orașe de-astea foarte futuriste și niște chestii, o demență din trailer, din ce am văzut. Care sunt bazate pe un comic book. De acolo au venit. Așa. Și mi-am comandat, care comic book e vechi, e făcut până în anii 70, o chestie asta, adică nu e recent. E ceva mai... are ceva istoric în spate. Și mi-am comandat primele trei, ca la femei. Și mi-am comandat pe primele trei din serie. Ca la femei. Și acum sunt curios când or veni să văd despre ce e. Mie îmi plac, evident, SF-urile pentru mine, după cum am mai discutat. E singura literatură interesantă, beletristică, adică. Da. În restul, am citit câteva chestii clasice și m-am lămurit. Nu zic că nu-s bune, adică am mai zis o grămadă de chestii clasice bune, dar nu mă ține așa pe marginea. Am citit pe ăla, King City, pe care l-am debucuit da. La tine, l-am citat dimineața. Bun, bun. Da, mi-ai trimis niște poze și mi-a profani. Chestii simpatice. Da. Și plus mi-a plăcut că are o grămadă de noțiuni și concepte funny și cum să zic, total neobișnuite. E un SF și orașul și atmosfera și unde se întâmplă toată acțiunea asta
E un SF, un oraș futurist, care ies un pic din clișeele de oraș din viitor, știi? Mm-hmm. De cum... În ce sens? Bă, în sensul că nu e ok, e clar, ori e o post-apocalipsă și sunt toți și se omoară între ei, ori mm-hmm. sunt și niște mutanți, sunt și niște extraterestri, sunt niște diverse facțiuni din astea underground, unii care sunt mai criminal, unii care sunt mai nu știu ce, dar nu e neapărat mai complex și mai puțin extrem. E mult mai complex, exact. Adică nu e la modul la care au apărut ăia și încep să se bată. Nu, l-am dat să plimbă personajul principal, merge pe stradă cu un prieten și vede pe ăștia dintr-o facțiune care sunt suiți pe niște stâlpuri, sunt The Owls, că îi cheamă, și stau așa în vârf de stâlpuri, pe case, pe... Mm-hmm. Și o stradă pe care se vede mai încolo un pic la 500 de metri, că stâlpi că au apărut, da. Așa. Și stau ăștia pe acolo și apar, știi? Îi vede că au apărut. Și zice, opa, ce-i cu ăștia? Păi sunt The Owls și nu știu ce. Și ok, hai să nu o luăm pe acolo. Și o iau pe altă stradă, pur și simplu. Uh-huh. Adică nu e conflict doar ca să fie un comic de acțiune și să bat și așa sau fug sau câștigă. Nu, e, îți creează o atmosferă, te apasă după aia când a plecat pe altă stradă. Ăia vin sau nu? Ce se întâmplă acum? Știi? E, da, da, da. Îți creează un pic de... Și ce ajuns a părut foarte angoasă, angst. Și mi-a plăcut și ți-am trimis și câteva are panuri, are o grămadă de panuri, de asta ți-ar plăcea, cred, comic book-ul. E bazat foarte mult pe tot felul de panuri din astea. Și una dintre chestiile care m-a plăcut, care nu e neapărat pan, era aia când a zis că a apărut ăla cu gen agent secret așa cu părerea în cap și a zis "It's not safe to talk here, let's meet 37 pages later." Și într-adevăr, dacă dai 37 de pagini mai târziu, continuă povestea aia de acolo. După aia continuă. Foarte drăguț mi s-a părut aia. Meta, așa, și se folosește de mediu. Se folosește foarte bine de mediu, da. Foarte drăguț. Da. Foarte mișto. Aia mi s-a părut cea mai impresionantă, ca să știi. Restul erau niște glumițe, aia mai văzut. Glumițe, da. Dar drăguț. Da, și îl recomand. Și a fost și ieftin, ai văzut că nu mai știu cât am, 12, 15, 19, nu mai știu cât a fost. Nu știu. Oricum rezonabil mi se pare. Da. Și da, și abia aștept să plec, să mă uit de comic book-uri. Unde pleci? Poți să ne zici? Ne zici? Mă duc vacanță, nu știu dacă vă zic acum. Nu, ne zici bine. Mi-aduci ce mi-aduci, mi-aduci ceva frumos, doar ceva frumos. Aduc. Ceva ce n-aș putea eu să-mi comand aici. Crezi că mai există ceva ce ne puteți comanda? Nu știu. O gură de aer. Asta e challenge. Da, mi-aduce într-o de asta, într-o pungă. Într-o gură. Într-o gură. Țin plămân până aici. Ca așa, da, comand și eu. Asta e, da. E doar această experiență pe care o știi și tu de a te duce în bibliotecă acolo, în bibliotecă, în librărie. Da, știu, asta și e. Să pui mâna pe ele, iar na, cum să alea cu cărți. Ca la femeie. Ca la femeie. Mâna pe ele. Pui mâna pe ele, le miroși. Așa e pentru mine. Faci așa și... Da, trebuie să le desfaci să... Mm-hmm. Și unele nu se desfac ușor, trebuie să forțezi din sal. Și mă duc și mă pierd în ele. Cum a fost și în Edinburgh anul trecut, când am găseam câteva de-astea. M-am oprit, nu știu că m-am oprit în toate librăriile posibile, da. În Edinburgh. Ne-am luat pe rând, pe toate. Da, e... Da. E ceva deosebit. Îmi plac librăriile, m-aș muta într-o librărie așa, dar de asta mișto așa. Băi, Paris, am uit un porumbel prost. Știi că nu îmi place Paris, am mai discutat despre asta. Da. E plus că e ok Parisul uitându-te de la nivelul ochilor în sus. Da, este deci foarte mizerie. Este și foarte aglomerat și, mă rog, nu mi se pare. Dar este o librărie. Este o librărie aia undeva. Aia englezească, aia mică și înghesuită. Da. Doamne, cât îmi place. De acolo mi-am luat primul Woody Allen. Da? Da, pentru că a fost căutam ceva ce să știu. Mm-hmm. Și Woody Allen am știut din ce era pe acolo în engleză, restul nu prea cunoșteam și era la secțiunea de umor. Da. Și am I took a chance. Parcă mi-am mai luat ceva, dar știu sigur că mi-am luat de acolo Angry Optimist, biografia lui John Stewart. Mm-hmm. Aia știu că mi-am luat de acolo, dar îmi place foarte mult. Am mai văzut chestii, librăria asemănătoare, dar aia era ceva așa special. Dacă era și în altă parte, nu în Paris, era și mai. Eu am o oarecare afecțiune pentru Paris, pentru că a afecțiune fost... Afecțiune e...
doare sau ce sens? Pentru că a fost primul loc în care am plecat din țară, când am plecat prima dată. La mine nu mai știu, a fost Budapesta, evident, cel mai aproape. Da, eu nu, n-am ieșit, n-am, de asta pe aproape n-am ieșit. Am reușit să strâng bani după ce începem să lucrez deja. Și prima dată când am plecat așa fără să știu nimic, adică tot ce am făcut a fost prima dată, toate lucrurile erau prima dată. Mers cu avionul prima dată, în altă țară prima dată. Mâncare de altfel de care nu mai mâncasem, tot nou. Și a fost o grămadă de... Și inclusiv m-am dat în praștia aia. Nu știu ce praștie. A, e o capsulă de aia cu două scaune prinsă cu elastic așa. Te ține tensionat. Da, da, și pe unde drum. Și dă drumul și faci așa în aer. De ce ai făcut asta? Pentru că nu știam cum e. De aia, acum n-aș mai face într-o mie de ani. Sunt lucruri care nu știu cum e, dar pot să-mi imaginez cum sunt. Nu, dar nu mă așteptam. Știi de ce? Pentru că am văzut-o de la foarte departare. Era într-un parc de distracție. E un parc fix în față, la Louvre, acolo, mi se pare. E făcut un parculeț. Și cu diverse chestii. Cu alea, cu ceșcute de te îmbărți în ele, cu bată de zahăr, cu tras la țintă, pula mea, ce mai fi pe acolo? No. Și asta. Ei, dar e mare parcul. Și asta am văzut-o de la depărtare. Și de la depărtare am făcut-o așa. Și am zis, a, lejer. WhatsApp with that. Hai să mergem să ne dăm. Și până am ajuns acolo să mă dau în ea, nu s-a mai dat nimeni între timp cât mă apropiam eu de ea. Era liberă. Pentru un motiv. Și era liberă când am ajuns. Și am zis, hai să încercăm. Știi cum și e? Dacă e liberă, hai să încercăm. Mai am filmarea. Ai filmarea? Am plătit bani și m-a filmat. Oh, God. Ar fi mișto de văzut. Dacă aia, o găsești, da. Să ne arăți. Să văd dacă o găsesc. Să vă arăt. Da. Dar apropo de asta, ziceam că cum nu ai putut să-ți imaginezi că e nasol. Mi-am dat seama acum că asta este probabil una dintre problemele, unul dintre motivele pentru care mie mi-este frică de foarte multe lucruri. Am o imaginație foarte bogată. Da. Care e o problemă. Da, adică poți să-ți imaginezi și foarte multe lucruri that can go wrong. Exact, și se cumulează și cu experiența unor lucruri care went wrong. Da, da, da. Adică nu mai ai doar, poți să imaginezi cum acum. Aici câteva exemple, ți-ți place să te uiți la de-astea cu de-aia care cad și-și rup diverse lucruri. Absolut. Le pui cap la cap pe toate, nu mai spui, de-aia nu vrei să ieși din casă, ți-e frică de fapt. Ți-e frică de eșec ca societăți pe aia de la umor. Da. Dar da. Ce vreau să zic este că altă chestie care a fost, care s-a întâmplat în Paris atunci, a fost faptul că am fost la o expoziție de design. Care era o expoziție mai mare, pe diverse etaje erau diverse lucruri. Așa. Și am ajuns întâmplător la un moment, era design și cred că scaune. Și acolo am stat prima dată pe IMS, pe fotoliu. Aha. Pe care am luat. Și da. Aia a fost efect din momentul în care m-a ajutat pe el, am zis, asta, eu ne vedem altă dată când o să vreau să mă ridic de aici. Eu nu vreau să mă mai ridic de aici, eu aici vreau să mă mai ridic de aici, asta vreau. Nu că nu vreau să mă ridic, vreau să nu mă mai ridic. Asta e. Înțelegi? Nu știu dacă mă fac înțeles. Da, da, știu, e o diferență, mică, subtilă, dar importantă. Da. Și știu că a fost, după aia am rămas cu el. Culmea că îl știam, scaunul, dar niciodată nu mi-a inspirat. Da, era fain așa, arăta interesant. Dar nu aveam vreo. Și pe urmă a apărut aceeași, am avut aceeași problemă pe care am avut-o multă vreme cu tabletele grafice. Că am aflat de tablete grafice, cum am aflat și de acest fotoliu, cu mult înainte ca ele să fie disponibile la noi în țară, să poți cumpăra așa ceva. Chit să fie avut banii, dar știu că prima dată când am aflat eram în liceu și când am aflat de tablete grafice era un singur fel de o chestie mare, cred că am mai povestit de la Genius, o urâțe. Da, am mai povestit, da, da, mi-aduc aminte. Și n-aveam bani de asta, n-aș fi avut oricum de Wacom, dar nu se găsea. N-aveai ce să faci, să nici măcar să nu vezi, dar nu știai pe nimeni care să aibă, nu era. Adică am suferit retrospectiv, că atunci nu știam ce mă deranjează, nu îmi dădeam seama de chestia asta. Dar retrospectiv îmi dau seama că am suferit foarte mult de lipsa unui mediu de oameni cu interese similare. Foarte mult. Deci n-am avut, și în continuare, am 3-4 prieteni care mai sunt cu comicuri care chiar desenează sau așa, cu care pot să mai schimb păreri.
Și nu suntem prieteni așa să ieșim în fiecare zi. Ne mai vedem cu Ciubi, cu, da, așa, cu Octav, sunt mai apropiat un pic și cu Vlad, dar e foarte supărător să afli pe urmă, că așa prin comparație mi-am dat seama de chestia asta. Să afli despre ăia de afară. Da, erau fascinați, se duceau de mici și pierdeau ore în comic book store sau se duceau pe la tot felul de convenții și vedeau acolo și după aia ăia desenau și să erau un grup de să știu între ei, ăia care desenează cu ăia care desenează. Și zic, bă, eu nu știu pe nimeni, eu știu pe Sergiu, atâta, păi și mai știu, nu știu pe nimeni, știu pe Paul că cântă. Și el, care el mai știe și el câțiva care cântă și atâta. Băi, da, nu mi se pare că oricum suntem foarte, ca să zic așa, subdezvoltați. Mă uit și din nou, mă deranjează chestia asta și mă deranjează pe mine că știu domeniul ăsta, dar sunt sigur că sunt oameni alte domenii mult mai importante, da, care, da, au aceeași problemă. Da. Uite, merg în librării, nu există o secțiune de umor. Da. În marea majoritate a librăriilor nu există o secțiune de umor, asta una la mână, să nu mai zicem de o secțiune de umor despre cum se face umorul, care lipsește, da, complet. Da. Asta nu există, da, nicăieri la, da, noi. Știi? Și probabil că sunt, ți-am zis, chestii mai importante care nu au propriile secțiuni. Bine că avem secțiuni cu Osho și cu... Vai de mine. Care e peste tot. Da. Adică este și în librărie atâta bullshit. Da. Da. Știu, e supărător. Foarte, foarte tare te deranjează să vezi că nu reușești. Adică când am dat de eBay, tot în liceu am început cu eBay-ul. Când am dat de eBay, în liceu, nu, la sfârșitul liceului, la începutul facultății. Că în liceu abia aveam Mixnet și așa și încă n-aveam nici card, n-aveam. Dar după ce am făcut 18 ani și am început să am un pic de curaj, să, așa, am început să cumpăr de pe eBay. Mm. Și am contul de pe eBay, cred că are 12 ani și o chestie asta. Eu încă nu mi-am cumpărat nimic de pe eBay. Și am cumpărat, bă, când am văzut că poți să cumperi orice. Și la început era mai greu cu shipping, erau mulți care nu trimiteau și în România, că mai destul de câțiva țepe, era asta complicat, a fost o perioadă mai dubioasă. Dar puteai să le trimiți mail și să zici, bă, te rog eu frumos, nu vrei să așa, și oricum plăteai în avans. Plus că cu timpul am tot adunat feedback pozitiv și acum e mult mai simplu să zic, bă, fii, să trimitești la băiatul ceva, știi? E singura problemă în continuare la noi în țară e că te fut ăștia cu vama. Dacă vin din state, trebuie să te duci să-ți facă vama, da, să se uite și să plătești o grămadă de bani. După ce consideră că e acolo. Așa am dat de bile, că bile la noi nu ai vreodată șansa să găsești. Fiind o chestie artizanală și legată de, cum să zic, un skill sau, mă rog, o chestie de făcut care nici nu există. Care nu se practică la noi, da. Și am început să-mi cumpăr de acolo și știu. Când am văzut primele de scandal, cred că bile mi-am luat prima dată de pe eBay. Asta am comandat prima dată. Să mă uit să văd dacă găsesc prima comandă. Dar asta mi-aduc aminte că a fost, cred că mi-au venit niște bile. Le-am comandat din state și mai multe tot așa. Am și făcut o comandă de $200, nu știu, pe chestia asta. Și mi le-am balat la toate, au venit și mi-au... Nu greșesc, 100 de dolari. Și mi le-am balat pe toate și când am venit alea, știu că a fost un eveniment în familie. M-am dus în casă, în fragerie acolo și le-am desfăcut și era ca... A venit, e magic. Deci am zis că până acum un an, doi, eu încă eram un pic uimit când vorbeam cu cineva pe să ne întâlnim, nu cu vocea, ci scriam și să ne... Ăla venea. Încă aveam treaba asta. Da, ce, și eu când mi-am comandat prima chestie, tot așa din străinătate, da, prima carte sau așa, mi-am păstrat și plicul în care a venit o perioadă de vreme, da, știi? Da, că da, mi se părea... Bă, da. E ceva venit de... Era... Ia uite, Cehia, da. Yeah. Dar da. Da, și mi-am comandat și după aia încet. Na, eu nu mai comandat foarte mult de pe Amazon, de exemplu, nu prea am. Băi, am găsit chestii și pe eBay și pe Amazon pe care aș vrea să mi le iau, dar sunt foarte scumpe ce îmi doresc eu să-mi iau. Nu o să zic ce îmi doresc să-mi iau. Da. Oricum, eu în principal nu-mi iau chestii de genul ăsta. Cărți, da, și cursuri. Nu prea îmi comand alte chestii. În general, de pe... Și dacă e să-mi iau electronice, mi le iau de la noi. A, da, electronice astea mai scumpe, da. Dar uneori găsești o grămadă de chestii, mai ales acum din China.
Bă, nene, poți să iei orice vinicule de da, acolo. Da, știu. Mi-am luat și mai fac chestia asta uneori. Am nevoie să zic că mi-am luat acum un prelungitor pentru bormașină. Sau ce mi-am luat, știu, da, chestia da. Asta, un bit de ăla, pe care probabil că îl găseam la Hornbach. Dar sincer, uneori e mai simplu să dau un click pe eBay și să stau, dacă nu e urgent, să vină. Și să aștept să-l luăm de zile. Și să aștept să-mi vină, da, la poștă să mă duc să-l iau, sau uneori îmi vine direct în cutia poștală, decât să mă duc până la asta, să imagine, să mă duc în traficul din București până în Hornbach. Și poate nu-l au, că Hornbach nu are catalog online să văd ce au. Mai au unele dintre astea. Hornbach nu are. Și Hornbach e la scule, Hornbach e numărul 1. Da. Da, și... E, și ce vreau să zic, că ce fac este intru pe vânzătorul ăla și mă uit ce mai are. Că dacă tot comand o chestie, a, să ți le pună pe toate la pachet. Mai mult, că sunt astea, adică am intrat ultima oară, mi-am comandat, a venit un pachet cu 15 chestii în el, din care una o vroiam inițial, restul de 14 le-am luat că erau pe site, și pentru că costau 0,99, 2 dolari, ți-am zis că mi-am luat o cameră, un ăsta, endoscop, e de-aia de poson 2, și are cameră în vârf. Și atâta, mă, e cât... Ți-am zis că ar trebui să fim primii... Atâta e, în da. Diametru. Să fim primii oameni care fac vlog anal. Da, păi putem să facem acum. Facem e un podcast fix, anal. Fix să bagă în USB, e atâta și a costat 4 dolari. Adică nici nu-mi trebuie, am luat-o doar că era 4 dolari. Înțelegi? Ca la femei. Ca la femei. Este extrem de proastă calitatea imaginii, dar... E, am zis că poate găsi o idee de făcut ceva cu ea. E fan să o ai pentru un proiect, pentru da, un... Da. Nu știu. E, cum cine știe? Toate căcaturile, de acel motiv, ții, da, din același motiv îți iei tot. Că cine știe? Cine știe? Da, e casa plină. Că cine știe? Da. Și cred că cele mai scumpe chestii pe care le-am cumpărat de pe eBay. Așa. Că știu că asta vrei să mă întrebi. A, chiar îți dai seama. Da. Vreau să te întreb asta. Cred că printre cele mai scumpe au fost, unul a fost ceasul. Ăla altul mai nou. Așa. Ăla o dată și a doua a fost atunci când am cumpărat rama aia de pentru touchscreen pentru ăla de la Posada. Am construit televizorul la Posada cu touchscreen. Ăla a fost un proiect interesant în care aveam avut de făcut un mare televizor cu touchscreen pentru copii, cu un joc pentru copii să joace copii în muzeu acolo. Mare am mai televizor. Zis. Hmm? Televizor mare? Da, nu e foarte mare, dar... Nu e foarte mare. Da. Și am cumpărat, că mi-am luat și televizor, apropo. Ți-am zis? Ce-a luat televizor? Mi-am luat televizor. Da. Tot de pe eBay? Nu, dar l-ai văzut când am fost... A, și ăsta era, e ăla mare, nu? E foarte ăla, mare. A, așa mare. E mare, mă, e mai mare decât al meu. Mai mare? Da. Da. Și am făcut televizorul ăsta de la Posada și trebuia să facem, aveam și un buget, na, n-a fost foarte mare cât aveam de făcut și a trebuit, a fost fix cum povesteam, genul ăla de ne-a întrebat, puteți să faceți un ecran mare să se joace, că faceți o idee pentru copii să vină să, ba, un ecran mare cu touchscreen, apasă și cu un joculeț, cu chestii acolo și n-aveam idee. În secunda în care am zis, doar bănuiam că teoretic suntem cu civilizația la punctul la care ar trebui să existe o soluție pe care să ne-o permit cu banii din bugetul alocat pentru treaba asta. Asta era singura informație pe care aveam, singura certitudine, ca să spun așa. Atâta. Bă, la cum arată ceasurile și telefoanele și mașinile în jurul meu, trebuie să fie ceva pe care să pot să-l pun eu pe televizorul ăla ca să meargă. Asta e singura chestie care m-am bazat și am fost foarte, m-am dus cu sonul, bine zis, că puteți să, da, am mai și făcut. Și sper să nu se uite de la posta, de la podcastul nostru. Dar oricum, dacă te duceți pe la posta, da, intrați înăuntru și o să vedeți că e pupitrul acolo făcut de Muzeul Cinegetic. Muzeul Cinegetic de la Posada. Da, și am găsit pe eBay un sistem de 4 baghețele subțirele de metal, 2 cu asta și asta, cu LED-uri cu infraroșu și 2 cu senzori. Asta și asta cu senzori pentru LED-uri cu infraroșu. Și practic îți creează o matrice de infraroșu și unde întrerupi tu cu degetul, acolo detectează și îți trimite și se leagă cu un USB la calculatorul, care era un stick de ăsta mic Intel pe care l-am folosit. Și aia a fost câteva sute de lire, a fost destul de scump sistemul. Dar efectiv l-am luat, am venit într-un tub de la ca de arhitectură așa.
când a venit, era și panică că trebuia repede. Și am scris la, bă, trimite-l cu super shipping, să fiu sigur că ajunge cu pizza mase. Și a venit. În cât timp a venit? 3-4 zile, că din Anglia a venit. Ah, din Anglia. Din Anglia, ah, okay, da, okay. Da, da, da. Da, chinezesc. Da, din Anglia. Și a venit, tubul ăla l-am scos din cutie, a făcut clanc clanc în colțuri, că avea niște astea de prins în colțuri, a făcut clanc 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 în patru colțuri, l-am băgat în USB și a mers din prima. Și era fix pentru dimensiuni standard de televizoare, știi, adică îl cumpărai pe ăla pentru televizorul de 40 de inci, că ăla e. Și 16 pe 9, 40 de inci, alea sunt, ăla e. Și era, a fost fix dimensiunea aia și a mers din prima și am fost... Doamne, cum... Și că se mai întâmplă de astea, că în rest poveștile da, sunt, nu, n-a mers aia, s-a stricat ăla, s-a așa. Au fost și aici o grămadă de probleme, dar până la urmă l-am dus și l-am făcut și încă merge de 2 ani de zile. E acolo. Și asta a fost așa și cred că și scaunul, dar nu că scaunul a fost după eBay. Dar da, ăla a fost foarte, foarte interesantă toată experiența. Fix, la asta cu taspinul. Da, în care, da, cum să nu, bineînțeles că facem. Și mai e un proiector făcut de Dan. Că l-am făcut, proiectul ăsta e făcut împreună cu Dan, nu Dan, din podcasturi al Dan, Dan Arhitectul. L-am făcut împreună, eu am făcut mai mult ăsta, el a făcut mai mult, e un proiector de la montat în tavan, care are o chestie interactivă pe jos. Te plimbi prin frunze sau sunt niște animale sau așa și se dau la o parte când te plimbi prin ele. Da, știu tot genul. Tot așa cu un, da, un, da, da. Un webcam și are, e un soft special pe care îl cumperi. Da, da, e... Știi de ce? E genul de proiect care mi-a făcut plăcere că îmbină. A trebuit să și construim pupitrul ăla, să facem să meargă sistemul, să stea, să așa. Și partea de electronică și jocul, efectiv, pe care l-am făcut, că tot eu am făcut jocul, cu, tot cu desenat de animăluțe. E pus pe site, cred că am mai pus o dată link la el, dacă nu mai punem un link. Și... Da, da, o să mai iau o gură de apă. Mai zi-mi tu că sunt notase niște chestii să mai povestești. Da, nu prea au legătură cu ce am discutat noi aici, nu mai știu ce... Da, am încheiat, eu am avut de zis. Și mai zi tu că mi s-a uscat gura. Voiam să zic că... Tot am vorbit despre femei. O grămadă am vorbit azi. Am vorbit foarte mult despre femei. Și e chestia asta, de obicei, în cupluri. Când se discută pe... chores, pe treburile din casă. Da. Și este unul care zice: "Bă, dar numai eu spăl vasele. Bă, dar numai eu. Cum numai tu speli vasele? Că numai eu spăl vasele. Când? Că ieri eu am dus așa. Tu când ai dus ultima dată?" Știi? Unde eu în general în genul ăsta de certuri am o problemă pentru că am o memorie proastă. Eu da. Am senzația și cred că am dreptate pentru că eu ăsta la care aș fi făcut sau care, știi? Și mă gândeam eu în istoria omenirii. Oare este cineva, apropo de toată dezbaterea asta, care a stat și a notat să facă un Excel? Trebuie să fie. Că bă, așa ar trebui făcut. Toată lumea, bă, e o ceartă atât de frecventă, da. Și nimeni nu notează cine ce-a făcut. Ca să nu mai existe discuții, pe bune, notează. Uite, până acum n-am o problemă asta cu... Pe bune. Cu John nu ne-am certat din chestia asta, dar dincolo cu Paul, când stăteam cu Paul, aveam problema că aveam impresia că amândoi mâncam lapte cu cereale. Numai eu deschideam noua cutie de lapte. Nu o deschidea el niciodată fix, dar nu neapărat că era lenul lui sau așa. Se nimerea mereu numai la mine să se termine. Și asta era doar pentru că eu nu-l prindeam, da. Că nu-l prindeam niciodată pe Paul când își desfăcea cutia lui de lapte, știi? Da, și atunci eu mereu, dacă se termina cutia, era cutia aia pe care ultima pe care am desfăcut-o eu, aia era. Și asta era, și el la fel îmi zicea: "Nu, care, că numai eu le desfac cutiile de lapte." Și era, asta era, altceva n-am avut chestia asta cu... Asta este o idee de aplicație, să facă cineva, cu cine, ceva, gen cine are dreptate. Și în care se bifează diferite chores, da. Da. Și vedem, bă, hai să vedem cine aia... Eu am avut o idee de aplicație pentru o chestie care ți înregistrează în timp ce vorbești la telefon cu altcineva. Și dacă Google se numește. Nu. Ah. Știi că ți înregistrează. Adică îi zici tu. Și vorbeai la telefon. Așa. Am vorbit la telefon. Și dacă îți înregistrează ce zice și tu n-ai înțeles și zici ce, îți repetă aplicația automat ultima frază. A, ce bun. Foarte bun. Zice el și oricum îți păstrează înregistrarea convorbirii și după aia îți dă o transcriere la sfârșit. După ce ai vorbit.
pentru da. Convorbirile pe care vrei să, dacă vorbești cu suport tehnic sau ceva, nu știu, și vrei să-ți păstrezi și tu, da? Să fie o aplicație să-ți fac asta, că se poate face. Care, bă, apropo, tu ești conștient cât știu Google și Facebook despre noi? Da. Foarte multe. Da. Și eu am impresia că, ai, din nou, eu, teoria conspirației, eu cred în multe chestiile astea, așa, că știu mult mai multe decât credem noi că știu. Da. Pentru că ți-am trimis și sketch-ul ăla, apropo de targeted ads. Da. Ți-l-am trimis, nu? În momentul în care discuți ceva, după ce ai discutat chestia aia, subit ți apar reclame despre chestia aia. Nu ai căutat, nu ai dat search, nu știu ce, doar ai discutat despre treabă și subit, nu, mi se mai întâmplă o chestie și cu Instagram-ul, am eu senzația. Acum, din nou, poate să fie confirmation bias. Exact. E posibil. Da. Dar, din nou, poate nu e. Spre exemplu, să fiu cu cineva cu care nu mă întâlnesc des. Da. Așa. După momentul în care m-am întâlnit cu el, subit îmi apar mai multe poze pe Instagram cu el. Știi? Se poate. Eu nu știu. Eu cred că e probabil. Da, se poate. Și asta nici nu trebuie să se asculte în microfonul sau ceva, ți-a locația. Nu, și... este de locație. Da. Ca oricum, eu am făcut, dracu, n-aveam activat. Teoretic. Pe mine știi ce mă omoară? Locația la Google. Dar acum îmi pare foarte interesant câte lucruri știe. Când îl las pur și simplu să urmărească și vede exact unde m-am dus, unde, când, cât am mers pe jos. Și mi-a dat o statistică foarte interesantă. Mi-a spus că am mers cu mașina în ultimele 30 de zile 60 de ore. Da. Tu îți dai seama? E o grămadă asta. Păi uite, Google ar putea să zică cine are dreptate în cupluri. Google știe cine a spălat vasele. Exact. Ca ai stat cu telefonul lângă apă. Da. Deci trebuie doar să zică că e clar că știe. Da, ar trebui, dacă ai un Google de la în casă, cum îi zice, Google Voice sau cum se cheamă. Nu știu cum îi zice ăla. Când de la vă Google. Certați, să facă din când în când. Dacă zice, nu că nu mai ai spălat vasele. Care că nu, când ai spus, eu am spălat vasele ieri ultima oară. Și să facă Google. Să facă așa. Atât să facă. Da. Da, da. Care, apropo, ți-am mai zis asta, e idee de aplicație. Mood Lamp. Ți-am mai zis? Da? Cred că mi-ai zis, dar zi-mi. Când să-mi aduci aminte să zic, apropo de asta cu urmăritul, cu tracking-ul, mai ales cu asta cu reclamele, că am început de zis acolo, dar zic cu Mood Lamp. Mood Lamp. Când ajungi acasă, da, ai o lampă. Da. Fie la intrare, undeva, deci cât mai aproape de... Și lampa aia îți arată starea de spirit a partenerei tale. Da. Ca să știi de la ce pleci. Ca să știi de la ce pleci, exact. Înțelegi? Cât de bun. Ca să știi de la ce pentru că știi, îți dai seama când e cu nervii. Adică cred că ai văzut cum fac ăștia statistici. Și după ce a postat și la ce a dat like și adică cuvinte cheie și număr de pași, alertness și whatever. Da. Îți dai seama, dacă mai are și un Apple Watch care să măsoare BPM-ul, deja știi că este la ciclu. Adică vreau să știu. Fă bune, vreau de când intru în casă, măcar, bă, am garda sus. Sau și măcar, la fel. Și sau, la fel. Da, sau măcar nu dau înapoi, pentru că îmi dau seama că este total subiectivă în momentul ăla. Adică nu e neapărat vina ei. E o chestie hormonală. Da. Știi? Adică sau nu e vina mea. Da. Sunt acuzat de chestii, pentru că știu că oricum erau probleme dinainte. Ceea ce cred că ar trebui să existe. Da. Ce, nu știu să zic, e interesant. Ce vreau eu să spun legat de chestia asta, de cât știu și de ce, cum te urmăresc. Ce mă irită cel mai tare este, bă, înțeleg, ok, intru pe un site și mă uit la ceva, mă uit la, nu știu, Adidas. După aia pe toate site-urile pe unde sunt AdSense reclame, e numai reclamă la site-ul ăla pe care am intrat. Da. Cu Adidas și așa. Bă, ar trebui, urmărește măcar dacă am făcut o comandă acolo. Că dacă am făcut o comandă și mi-am cumpărat Adidas, nu mai vreau. Bă, nu mai vreau Adidas. Da, știu, și mie mi s-a întâmplat să-mi iau ceva și după aceea să... Bă, două luni de zile până intru, trebuie să intru pe un alt site așa, obsesiv, ca să șteargă ăla, să-l iardă ăla din memorie. Da, bă, da, fiecare da. Dimineață deschid și pe Reddit, acum și pe peste tot. Nu mă reclama aia cu ăla de Adidas sau de ce mi-am cumpărat, ce dracu e. Moare, tu nu te, am făcut, ok, înțeleg dacă e, da, ok, dacă e Mega Image sau Carrefour sau ceva, care faci în fiecare zi. Te întorci. Da, frecvent.
mi-am cumpărat verighetă. Dacă mi-au verighetă, nu mai mi-arăta verighetă, că nu. Mai stai o vreme un pic. Nu? Da, probabil că, că ar trebui. Uite, o chestie care mi se pare interesantă. Știi ce reclamă mi apare mie frecvent acum? Airbnb. Și știi de ce cred? Tu de ce crezi că mi apare? Pentru că nu am căutat. Că ai fost anul trecut în aceeași perioadă. Pentru că am fost anul trecut în aceeași perioadă. Da. Mm-hmm. Face sens. Face sens, face sens. Nu sunt proști, mă. Nu sunt. Nu sunt proști. Nu sunt proști. Nu sunt proști. Da. Or... Nu sunteți proști. I welcome our future overlords. Care, apropo de chestia asta de așa și dacă chestia asta face poze în momentul când eu sunt pe incognito, dacă înțelegi ce vreau să spun. Da, așa. Da. Așa. Deci are cele mai ciudate fețe ale mele. Uite, mă, am ascultat asta. Eu nu mă uit niciodată la porno pe știi? Telefon. Nu? Nu știi ce pierzi. Porno. Da. Bă, mai e sala deci Dallas? Mă, nu prea pare să mai fie sala Dallas. Adică nu, librăria cel puțin. Da, librăria. Că de acolo mi-am. Acolo sala bănesc că mai e. Ții minte ce cărți găsi. Era singur loc în București într-o vreme, la început, într-o vreme de tot, la început de tot. Înainte da. De Cărturești și astea și Diverta și astea. Sala Dallas avea chestii de afară, venea direct. Unul dintre primele site-uri cu chestii de afară care îți comanda de afară, nu mai știu exact cum funcționa, era Ocean.ro, de da, unde îmi luam. Exact. Aia a fost primul chestie unde mi-am comandat de afară. Da, da, Sala Dallas. Și aia a fost și Books Express. Books da. Express. Dar Sala Dallas era în, am înțeles, ca la femei. Era înainte de de astea cu site-uri. Că eu știu da. Că eram în liceu, care n-aveam încă, nu comandam nicăde pe internet. Sau. Eu nu citam în liceu, eu am început la vreo doi. A, nici eu, nu am cărți de-astea de, cu desene. A, nu, nici măcar. Găsisem, nu sunt la poze, nu mă uitam pe vremea aia. Mamă, erau niște chestii, știu cum mă întrebam. Acolo am găsit o carte de-al lui Roger din prima dată și când am văzut-o, a fost așa, de nicăieri, cum există așa, ce mai știe cineva de ăsta? Știi? Asta e, e te simți așa într-un în clubul ăla exclusivist în care știi da, tu de el și ai mai găsit pe cine, mai găsit o carte de la wow. Neavând internetul ca să ai toată deschiderea să vezi. Găsești oameni care se îmbracă ca el în fiecare zi probabil. Da. Îmi place reclama asta, la mai văzut-o. Ce? Cu reclamă la cred că la Nokia sau Nokia, ceva pare, și da. Zice e Android e feature-ul principal, că e cu Android, personalizează-vă telefonul după preferințele dumneavoastră. Da, asta e da, de întotdeauna am putut să fac asta. La... Nu, și dacă ai iPhone. Bă, chiar și acolo, schimbi background-ul, îți faci alte da. Îți pui iconurile într-o fel. Și am pus un background verde acum. Pai, să știi. Pe iPhone? Pe ăsta. Verde, păi nu e verde. Sau să e pe lock screen. Nu, mă, asta e lock screen, e altceva. A. Arată un pic cât de verde. Foarte verde. Verde. Ok. Mai schimb și așa. Al meu e negru, eu am un bitmap negru, ca la femei. Acum e verde, ca la femei. Eu am, e negru, am un bitmap mic de negru, până peste negru. E mic? Păi e mic, nu contează cât e de mare, că îl face stretch pe tot, da, da, dar să fie negru. Că mă nervează că n-ai opțiunea asta de no wallpaper. Vreau no wallpaper. Da, și eu, și eu aveam așa, așa am avut la început, dar parcă se pe adă un pic de culoare în viața mea. Ca la femei. Ca la femei? Da. Eu nu simt nevoia de... Adică am culoare din, din iconuri. Am făcut... am lucrat la... Am mai lucrat un pic la joculeț. Pentru da. Că am avut de făcut în Unity, când faci chestii în Unity. Ai momentul ăla când faci chestii în Unity. Momentul ăla când faci chestii în Unity. În... softul ăsta cu care fac joculețe. Ai două limbaje de programare în care poți să lucrezi. Unul e C Sharp și unul este un limbaj de programare, un fel de JavaScript. Un fel de, mă rog, două limbaje diferite. Unul da. E foarte uzual și comun și așa răspândit. Celălalt este bazat pe un limbaj uzual și răspândit, dar e un pic semi. Și ăla semi, eu îl știam mult mai bine și am început să lucrez în el. Doar că ălaltul fiind mult mai răspândit, cam toată lumea îl folosește pe ălaltul. Și toate exemplele și tutorialele de pe net și tot ce era acolo, găseam în celălalt și mereu trebuia să traduc eu în limbajul meu, să înțeleg ok cum a făcut ăia și să văd, să țin minte mereu care sunt diferențele între cele două limbaje. Da. Și, și asta era asta, am făcut, l-am trecut tot dintr-un limbaj în altul și am reușit să-l fac să meargă după, la două noapte m-am culcat, cred. Fără probleme. Și a fost un am simțit așa o victorie măruntă în
Deși n-am modificat nimic, adică pentru tine nu e nicio diferență acum. Exact, da, la fel. Înțeleg, înțeleg ce zici. Dar da, eu am modificat tot în spate. Da, 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 da. Și uneori mă frustrează chestia asta, că avem întâlnirea asta săptămânală în care ne vedem și discutăm ce am făcut fiecare cu... Și eu n-am nici ca să arăt că am făcut. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că am lucrat mult în spate, am scris niște cod acolo în spate. Nu se vede nimic din el, arată exact la fel, dar am lucrat mult. Am mult mult. Și e așa. Da, da, da. Adică pe de parte ar vrea să fie cineva care să știe ca să înțeleagă cât am făcut eu acolo, dar pe de altă parte aș vrea să fie fiecare cu al lui să-și facă treaba lui, să nu mă... E greu de găsit. De asta înțeleg în anumite joburi sau în anumite medii în care lucrezi, poate apărea această problemă sau unii poate să profite de treaba asta. Să zic, mă, am lucrat toată ziua, am tot făcut la cod acolo, l-am aranjat, l-am... Bă, mai este librărie aici? Că pentru asta am venit. Mai e librărie aia pe aici? Ce librărie? Era o librărie pe aici, pe partea asta. Nu te uita la mine, uite-te încolo să vezi dacă e librărie. Este una înainte de Lupoica. E o librărie. Nu, și una fix acolo, era una aici. La Lupoica. Era una aici. Aici? Fix aici? Pe aici, nu fix aici, pe aici, pe undeva. Nu cred că este librărie aici. Care avea și niște comicuri, avea și niște comicuri. Că aș fi vrut să trag pe aici, pe dreapta, dacă avem pe unde să intrăm un pic la... Aici, imediat dacă găsești, dacă nu... Dacă nu, da. Bafta. Înocolesc și întoarcem înapoi și găsim poate pe acolo pe sus. Mm-hmm. Da, zi-ne tu o recomandare amuzantă de data asta. Recomandare amuzantă? Și pe aia ne zici și de carte. Sau zi-ne de carte. Să vă zic de carte, nu știu acum recomandare amuzantă. E zi-ne de carte. Stai așa. Băiatul ăsta pe care știi și tu, Scott Adams. Scott Adams, da. Creatorul benzilor desenate Dilbert. Are o carte care se numește Cum să eșuezi aproape la aproape orice și totuși să câștigi la scară mare. În care eu mă regăsesc 50%, în sensul că eșuez aproape la orice. Prima parte. Da, în prima parte. Dar este oarecum și un fel de poveste a vieții mele și eu am eșuat în foarte multe chestii. Acum aștept și să câștig la scară mare. Da, da, da. Ideea este că omul a avut o grămadă de business-uri, o grămadă de chestii în care a investit, nu știu ce, și care nu au mers, dar până la urmă a dat lovitura pentru că a insistat foarte mult cu chestii. Asta e secretul. Îmi place că recomandă oarecum, deși he acknowledges că nu e probabil cea mai sănătoasă opțiune, recomandă o doză de Coca-Cola pe zi. Zero. Diet Coke, mi se pare că zice. Dar, na, mă rog. Uite, e și evident că și la cartea asta, ca la orice altă carte, uite colțurile înduite unde mi s-au părut idei interesante. Doamne, cât... Vezi? Uite câte colțuri sunt înduite. Dar uite, uite, uite câte sunt. Sunt până la... Uite. Am văzut că nu stă drept, dar la început am văzut că nu stă. Uite, ia uite. Dar nu pot să înțeleg cum poate să-ți placă cărțile la nivelul ăsta, dar să le defăimezi în așa hal. Să-ți bați joc. Dar sunt foarte bine și egal înduite colțurile, adică nu-ți imagina că... Sunt așa unul mai mult, unul mai ești puțin. Ești un animal, asta ești. Un animal. Îndoi colțurile la cărți. Ești din tagma ăla care le îndoai cărți și când se oprezi din citit un pic să ducă la baie sau așa, o pun așa, desfăcută. Nu, asta nu pot să fac. Asta nu fac. Nu, că pe urmă știu cum e. Adică nu. Dar asta pot să fac. Cartea o găsit și pe, în limba engleză, pe Book Depository. Da. Sau vă luați de la noi. Dar pe Book Depository nu găsești și în română? Nu sunt și cam văzut și în română, parcă câteva. Nu? A, nu, pe Goodreads am văzut în română, scuze. Da. Păi pe Goodreads sunt în, da, și în română. Da. Sunt o grămadă de cărți acolo. Și pe Goodreads poți să-ți marchezi ce cărți ai ști, nu? Să-ți pui, să-ți faci listă. Da, mi-am făcut o listă acolo pe Goodreads o să-mi cu fac chestii, și eu, dar n-am apucat să pun tot și e complicat. Că trebuie să le cauți, să le dai, să cauți, adică să faci pe fiecare pe rând și e mie. Da, și nu-mi ții minte, ar trebui să te duci într-una în alta, cumva. Da, înțeleg. O recomandare. O să încerc să mai completez la lista aia. O recomandare de ceva amuzant. Ia vezi tu un podcast acolo, dacă găsești niște chestii cea mai... Mă, oarecum amuzant este sketch-ul de care ziceam, cu Targeted Ads. Da. Se numește Targeted Ads Horror Movie Trailer. Îl punem și pe ăla acolo. Da. E funny. Merge.
aici în podcast nu mai sunt alte chestii neapărat. Din tot din seria asta de funny movie trailers, aș recomanda ăla cu, dacă n-am zis foarte de mult de el, The Incredible, Incredible Slow Death with the Spoon, cum era? Da, ceva de genul ăsta, e foarte funny ăla, da. Da, e un trailer de un... Bine, mie îmi place și ăla, cum se numește, mă? Ghost Tits sau ceva de genul ăsta. Nu știu. Hai mă, că știi. Știu. Îl caut acum să văd. Ia caută-l, acum caută-l. Da, nu, Ghost Tits se numește chiar. E cu Olivia Munn, care îmi place de, da, de ea. Da, da, da. E foarte mișto. Chiar era un, și ăsta era, era un interviu cu ea și cu Craig Ferguson. Care Craig Ferguson e foarte mișto. Știu, cine nu se uita la, la show-ul lui, lui Craig Ferguson, nu știe ce, ce a pierdut. Și este, mi se pare de departe, a fucking master flirter. Este cel mai bun. Îl ajută, îl ajută și... Ăla și ajută și fața și, și accentul, accentul asta vreau să zic, și da, istoria de rocker, de tatuat și, da. Deși el este un om cu grey hair, care și asta ajută, da. Dar are și charm, adică o face și, și zâmbe, o face foarte bine, o face foarte bine, e și smart și witty, bă, tot ce vrei, l-aș fute. Asta vreau să zic că... mai aveam un pic și aveam un pic acolo de duceai, da. Acolo da. Duceam. Da. Dar da, vă uitați la Ghost Tits cu Olivia Munn, trailer. Punem și asta de zis tu la recomandare, da, acolo. O să pun și Incredible Slow Death with an Extremely Inefficient Weapon. Așa se cheamă. Așa se numește? Da, parcă. O să pun și bucata, mi se pare că era Craig Ferguson cu Olivia Munn și dacă mai e și o chestie lungă cu el, cu toate femeile invitate. Și How to Play the Piano Good Enough to Get You Late cu Bo Burnham. Da. 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 Da, și cu asta da, am putea da, să... Da, 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 da. Patreon, F64, diverse lucruri, Easy Host, ce mai avem pe acolo. Dacă vreți comicurile apăsați... noastre în format electronic, le găsiți pe Patreon. Da, ne puteți lua de acolo. Ne ajutați cu orice click, oriunde, pe oricare din link-uri ne ajută. Indiferent că spui, n-are importanță unde sunt. Orice click. Și în altă parte. Dați un click, să dea cineva un click acum. Da, cât avem, putem să încheiem. Da. Hai, pa. Ciao.